Andreea și Andrei au părăsit astăzi competiția. Din partea lui Andrei nu am văzut păreri de rău, ba chiar el a influențat cumva votul fetelor din casă, spunând că nu își dorește momentan o parteneră și și-a dat seama de acest lucru acum în casa Mireasa. În schimb, Andreea a spus că e ok, nu e nimic, dar am văzut-o cu lacrimi în ochi în timpul galei. Are păreri de rău, ar fi vrut să mai stea în casă. A fost și o coincidență că Andrei și Andreea au avut un blind date, dar pleacă împreună din casă. Andreea a dat semne că l-ar plăcea pe Andrei, în schimb nu a fost reciproc sentimentul. Cei doi și-au luat la revedere de la întreaga casă, s-au îmbrățișat și-au oferit câteva sfaturi și apoi au fost conduși către poartă și-au luat la revedere și o să vedem dacă vor face așa cum au vorbit în casă, dacă vor mai da câte un semn de viață, câte o scrisoare celor rămași în competiție, pentru că au destat mult o parte dintre ei, tocmai până în vară. Le urăm și noi celor doi drum bun în viață și să-și găsească jumătatea.